Vânzarea unei locuințe este un proces complex, cu atât mai mult cu cât imobilul se află, de exemplu, într-un oraș mare, pe o piață super competitivă. Sunt așadar câteva greșeli pe care ar trebui să le eviți pentru a nu pierde bani. În primul rând, nu încerca să vinzi de unul singur. Vânzarea este un proces, nu este o simplă prezentare a unui produs imobil. Dacă, de exemplu, deții o proprietate imobiliară pe care vrei să o vinzi singur, făcând primele demersuri în acest sens, cum ar fi publicarea unor anunțuri pe internet, pe diferitele platforme de profil, vei constata mai devreme sau mai târziu că ai intrat într-un proces complex și anevoios. A vinde eficient înseamnă a crea o valoare perceptibilă pentru cumpărător. Înseamnă consiliere și ghidare în procesul de cumpărare, înseamnă capacitatea de a influența decizia de cumpărare, capacitatea de a face follow-up, de a ști cum să treci peste un nu, de a avea ore de training în a lucra cu cumpărători și nu în ultimul rând reprezintă un proces complex de interacțiune profesionistă. Mai mult, vânzarea unei proprietăți vine și cu o încărcătură emoțională care ar trebui să fie gestionată corespunzător. O terță parte are șanse mai mari să fie obiectivă decât tu însuți, cel care este atașat emoțional de proprietatea care urmează să se vândă. O a doua greșeală pe care ar trebui să o eviți pentru a nu pierde bani este prezentarea ineficientă a proprietății și un marketing defectos. Ca orice alt produs scos la vânzare, o proprietate are nevoie de o poziționare corectă pe piață, dar și de o prezentare care să atragă potențial cumpărători. Astfel, vânzarea unei proprietăți are nevoie de o prezentare profesionistă a imobilului, un plan de marketing complex cu detalii și imagini de calitate pentru a atrage cât mai mulți potențial cumpărători și un agent profesionist care trebuie să construiască premisele pentru a genera un interes mare pentru cât mai mulți cumpărători. El va ști să pună în valoare proprietatea ta în piață pentru a crea concurență în obținerea celui mai bun preț cu putință.